Un adevărat scandal a luat naștere după ce ministrul Vlad Voiculescu a afirmat că guvernul Orban a măsluit cifrele privind pandemia înainte de alegeri. PSD a prins informația din zbor și deja și-a făcut un plan de atac. Marcel Ciolacu cere deja o comisie de anchetă pe această temă. La rândul său, președintele Klaus Iohannis spune că nu s-a măsluit nicio cifră, iar ministrul Sănătății ar trebui să dea explicații. Nu a măsluit nimeni datele, nici înainte de alegeri, nici după alegeri, nici acum. Cred că a fost o expresie nefericită. Formulele de calcul însă sunt diferite. Când a fost ministru Tătaru, împreună cu echipa domniei sale, a găsit potrivită o anumită formulă de calcul pentru incidența pandemiei, după aia s-a calculat. Ce s-a calculat și s-a știut, s-a comunicat, deci nu a ascuns nimeni date sau informații. Acum, ministrul Voiculescu cu echipa domniei sale a dorit să modifice oarecum formula, a modificat-o și acum se dau datele care se găsesc. Președintele Klaus Iohannis spune că Vlad Voiculescu, cel care a dat naștere acestui scandal, ar trebui să vină să explice dacă a mințit sau doar a greșit. Înțelegem că ministrul Sănătății nu a înțeles formula veche de calcul sau că minte. Ce ar trebui să înțelegem? Care e poziția dumneavoastră? Eu cred că puteți să-l întrebați pe domnul ministru. La rândul lor, cei din PSD nu puteau să lase să le scape un nou prilej de a ataca guvernul și PNL-ul. Marcel Ciolacu a anunțat că este imediat nevoie de o comisie care să ancheteze dacă cifrele au fost sau nu măsluite. Faptele lor sunt prea grave ca să mai poată fi ascunse sub preș. Voi cere înființarea unei comisii speciale de anchetă în Parlament care să scoată la lumină toată golănia liberală și mă aștept ca transparenții de la USR să susțină acest demers. Românii trebuie să știe cine sunt vinovații pentru suferințele îndurate, iar cei vinovați să răspundă conform legii, scrie Marcel Ciolacu pe Facebook.